Vinuri noi moldovenești create la expoziția Pro Wine de la Düsseldorf. Vinificatorii de talie internațională, experți, dar și vizitatori, au participat la un exercițiu de cupajare a vinurilor la standul Republicii Moldova. În cadrul unui masterclass ghidat de somelieri renumiți, invitații au făcut propriile lor vinuri, amestecând diferite soiuri. Vădit interesați de standul Republicii Moldova de la Düsseldorf, vizitatorii expoziției nu au ezitat să guste câte puțin din vinurile moldovenești. Experții somelieri chiar au amestecat mai multe tipuri de vinuri, arătându-se încântați de rezultat. Combinația dintre cele mai rafinate soiuri de struguri dă un gust unic și extrem de fin vinurilor moldovenești. Ceea ce am făcut astăzi demonstrează că vinul din țara dumneavoastră, amestecat cu oricare altul din aceeași regiune, rămâne la fel de gustos și rafinat. Vinul moldovenesc a fost o necunoscută pentru mine până astăzi, din păcate, și asta deoarece am descoperit o varietate de soiuri care sunt de-a dreptul extraordinare. M-au cucerit prin unicitate, aromă fină și noblețe. Căldura Republicii Moldova se simte în fiecare boabă de struguri din care s-a făcut acest vin. Dacă e să comparăm vinul moldovenesc cu cel italian sau spaniol, pot spune că primul are un gust mai moale, o structură perfectă pentru orice amator. Este o descoperire prețioasă pentru mine. Pe lângă masterclass-uri și degustări, vizitatorii standului țării noastre au putut să facă tururi virtuale ale vinului. Prin intermediul unor gadgeturi speciale, privitorii și-au ales singuri destinația, s-au plimbat pe la cele mai vestite crame moldovenești și au admirat plaiurile mioritice din Moldova. Produsele cu care am venit aici sunt într-adevăr de calitate, sunt produse foarte bune, care pot face concurență celor mai bune vinuri din țări cu lungă tradiție și cu o prezență foarte bună pe piața europeană. Expoziția Pro Wine a adunat la Düsseldorf anul acesta peste 6.000 de producători de vinuri din 60 de țări ale lumii. Republica Moldova participă la eveniment pentru a patra oară.